Bine v-am regăsit, suntem la o nouă ediție Secvențe Trinitas. S-a născut la 23 de săptămâni cu șanse infime de supraviețuire. După multe luni de spitalizare, multe săptămâni petrecute la terapie intensivă și multe alte complicații medicale, astăzi aleargă sănătos în parcuri. A împlinit 2 ani și are niște ochi albaștri în care simți că s-a revărsat tot azurul cerului. David Constantin este eroul de astăzi de la Secvențe Trinitas. Povestea lui este încă o dovadă a faptului că viața este darul lui Dumnezeu, iar acolo unde medicina epuizează resursele, intervine credința care mută munții. Faptul că este 100% sănătos și este într-un procentaj chiar de domeniul minunilor, că nimeni nu crede când îi spunem la cât s-a născut și că e perfect sănătos, s-o dau toată pe seama șansei, nu-mi dă mâna. Am văzut și am simțit prea multe pe partea asta cu divinitatea, încât să... Nu, sincer, cred că a fost o minune a lui Dumnezeu și că este în continuare o minune a lui Dumnezeu. Tot ce ține de El. Bau! Da. Bau! David le luminează fiecare secundă din viață. Emanuel și Georgiana sunt doi părinți tineri a căror poveste de viață merită împărtășită. E o puternică mărturisire care aduce speranță mamelor și taților ce se află în situații similare. Georgiana a avut o sarcină gemelară și a născut prematur la 23 de săptămâni de sărbătoarea Sfinților Împărați Constantin și Elena, micuții primind în dar numele acestor mari sfinți. Emma Elena cântărea la naștere 600 de grame, iar David Constantin 550 de grame. Copilașii ei au fost un caz destul de grav în maternitatea Filantropia și ea a născut copilașii foarte mici, undeva la 550 de grame. Este o vârstă considerată sub minima viabilității. 24 de săptămâni se consideră vârsta minimă pentru viabilitate. Ce sub vârsta aceasta, de obicei, copilașii la o vârstă atât de mică au nevoie de resuscitare la naștere. Ei nu au dezvoltat în totalitate nici inima, nici plămânii, nu prea pot să funcționeze în afara burticii mamei. Trebuie susținuți artificial și trebuie resuscitați la început. Și în mod normal nu se resuscitează sub vârsta aceasta, pentru că marea lor majoritate, 99,9% au foarte, foarte mari complicații și probleme pe viitor. Nu pot să ducă o viață normală, fie din punct de vedere cognitiv, fie sunt în scaun cu rotile. De obicei au probleme foarte, foarte mari și se evită. Noi am insistat totuși să fac acest lucru și să vedem ce și cum și mai departe să le rânduiască Dumnezeu, dacă o fi să rămână cu noi și dacă vor rămâne, cum vor rămâne. Am lăsat toate astea în mâna lui Dumnezeu, că până la urmă acolo erau, de fapt. Există un ordin al Ministrului Sănătății din 2012. Pentru cei interesați, este vorba de ordinul numărul 359 din 2012. Și acest ordin ne spune că dacă copilul, îi spun eu, ordinul nu spune așa, o să spun imediat cum se referă ordinul la copil. Deci dacă copilul se naște viu după 24 de săptămâni, el este trecut în registru de nașteri și este considerat un nou născut viu. Dacă se naște mai repede, de 24 de săptămâni, vârstă gestațională spun, nici măcar nu este trecut în registru de nașteri, este trecut într-un registru special și doar dacă apucă să ajungă la vârsta echivalentă a 24 de săptămâni gestaționale, este trecut ca nou născut viu. Medicina a evoluat considerabil, dar chiar și așa, în cazul copiilor născuți la vârste gestaționale atât de mici, medicii sunt extrem de rezervați, mai ales în ceea ce privește dezvoltarea lor. În primul și în primul rând ar trebui să înțelegem faptul că, așa cum ați menționat, 23 de săptămâni și 500 de grame, până nu de mult, să zicem până în urmă cu aproximativ 10 ani, era considerat avorton. Ori, în prezent, tehnica și pregătirea medicilor și a cadrelor medicale în general și a asistenților medicali ajută foarte mult la obținerea unor rezultate spectaculoase. Și anume, reușim aici și desigur în toate maternitățile de nivel 3 să salvăm nou-născuți care aveau șanse minime la viață. Și mai mult decât atât, pe termen mediu și lung, complicațiile sunt în ce în ce mai reduse. Pentru că noi trebuie să privim prematurul nu doar ca pe un om micuț, ca pe un copil foarte, foarte mic,
ci ca pe un pacient cu multiple probleme, un pacient care are multe complicații și cea mai de temut complicație, desigur, la prematur este decesul. Să nu uităm că mortalitatea la prematur este foarte ridicată. La vârste mici este un risc foarte crescut de mortalitate. Cu cât vârsta este mai mică, cu atât riscul de mortalitate este mai mare. Copiii au fost botezați de urgență de către părintele Sorin Georgescu, iar acest lucru a adus liniște sufletească părinților, dar și nădejde. A fost o mare mânghiere de la bun început și părintele care este acolo în maternitate, în filantropie, a fost de mare suport și de mare ajutor pentru soția mea, chiar nesperat. Noi dintotdeauna am fost creștini ortodoxi, dar valurile vieții ne-au mai depărtat din când în când. Am practicat și nu prea. Știți cum e, când vin necazurile, atunci îți aduce aminte mai bine de Dumnezeu și de toate celelalte. Într-adevăr, la câteva zile după ce s-au născut, au fost botezați și asta ne-a dat așa cumva un sentiment de siguranță. Că dacă s-a întâmplat lucrul ăsta, e ok, îl vom face și pe toate celelalte. Și pentru preotul care ajunge în secțiile de terapie intensivă pentru a boteza copii prematuri, experiența este una cu un puternic impact emoțional, dar ziditoare duhovnicește. Să vezi un pui de om pe care îl poți cuprinde într-o palmă, îți readuce aminte de fragilitatea vieții, vremelnicia trupului și eternitatea sufletului. Cum e să vedeți copilaș de 500 de grame? Pentru prima dată mărturisesc că a fost destul de înfricoșător, așa dacă aș putea spune. Primul botez, slavă Domnului, preotul dinaintea mea, în momentul în care am fost eu numit și a trebuit să-mi predea gestiunea capelei, m-a chemat într-o noapte, pe la 10, cred că era, m-a sunat și mi-a zis: dacă vrei să vii cu mine, merg să botez un copil, să vezi cum e și să-ți predau ștafeta și în cazul ăsta. Și a fost destul de înfricoșător pentru mine, un pic traumatizant, pentru că nu ești obișnuit să vezi un copilaș de 500 de grame, iertați, în comparație cu o sticlă mică de apă de jumătate de litru. Sunt foarte mici, par extrem de fragili. Chiar am avut un tătic care a leșinat în momentul în care o doctoriță a luat copilașul și l-a sucit în incubator ca să pot să-l miruiesc pe spate. L-a leșinat tăticul văzându-l foarte mic și cât o mână așa de om. Și asta arată că oricât de mici ar fi copilașii, sunt chip și după asemănarea lui Dumnezeu și ființe vii. Absolut, absolut. Sunt fabuloși și atât de rezistenți și de luptători și de tari și de pregătiți pentru viață, chiar dacă vin cu probleme, chiar dacă vin slabi, dar se luptă într-un mod miraculos. Și credem că în ajutorul lor vine harul lui Dumnezeu prin Sfintele Taine, prin taina botezului și prin taina mirungerii. Nu pot întotdeauna să-și împărtășesc copilașii, ceea ce e de dorit și chiar se impune în rânduiala noastră ca după botez să fie și împărtășiți copiii, însă de cele mai multe ori sunt intubați la terapie intensivă și nu reușesc. Doar când nu mai respiră cu ajutorul aparatelor pot merge să-i împărtășesc, dar în momentul ăla e un pic mai complicat. Medicii credincioși recunosc puterea Sfintelor Taine și îl pun înainte de toate pe Dumnezeu, pentru că El este doctorul suprem. Am avut cazuri în care noi epuizasem tot ce puteam să facem din punct de vedere medical. Aplicasem orice tratament medicamentos care să preta pentru acel caz. Susțineam ventilator pacienții, însă nu aveam speranțe că vor mai scăpa. Și iată că s-a întâmplat un miracol, și anume botezul. Botezul pacientului a ajutat foarte mult. Preotul a venit, a botezat pacientul și exact ca într-un miracol am avut a face cu o revenire spectaculoasă, inexplicabilă din punct de vedere medical. A urmat o perioadă critică și extrem de dură pentru Georgiana. Fiind în perioada pandemiei, tatăl nu a putut să-i fie alături, dar a avut șansa de a fi în grija unor medici cu suflet mare. Ca și multe alte mămici, alinarea a primit mai ales la capela spitalului, acolo unde a găsit și un umăr pe care să plângă. Au urmat patru luni foarte, foarte dificile pentru noi, mai ales pentru soția mea, care trebuie să stea internată în spital toate cele 4 luni alături de ei. Și îi vedea foarte rar,
avea program de vizită câte 10-15 minute pe zi și asta doar dacă era în regulă și nu aveau probleme sau nu aveau complicații. Câteodată nu o primeau la vizită și nici măcar nu-i spuneau de ce. Încerc să fiu cât pot de acolo, de prezent, pentru că, spune Sfântul Ioan Gură de Aur, suntem sluji netrebnice și facem ceea ce trebuie să facem, ceea ce suntem datori să facem, dar fără o mică parte de jertfă din partea noastră, la fiecăruia unde suntem așezați, nu se pot înfăptui lucruri. Emma Elena a trăit doar o lună de zile, dar fratele ei, David Constantin, după 4 luni de spitalizare, a ajuns acasă perfect sănătos. Uite, aici face crunt, 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 crunt. Aici schimbăm vitezele. Și băiețelul a rămas cu noi după 4 luni de spitalizare, în care a stat la terapie intensivă, la un spital extraordinar, la care am nimerit, am zis inițial că am nimerit întâmplător, dar cred că am fost ghidați acolo de o altă forță. Și da, el acum e bine. Surioara lui, din păcate, a decedat după o lună. El a fost mai ok de la început, dar ea a făcut cam toate complicațiile pe care le putea face ca la carte. Și încet, încet au cedat sistematic toate organele. Am găsit nesperat niște prieteni foarte apropiați în preoții, soția în preotul din maternitate, cu care a discutat și s-a sfătuit cu privire la multe chestii, și eu cu preotul Marcel Matache din Ștefănești de Jos de aici, mai ales după mormântarea fetiței, când ne-am apropiat foarte mult. Au fost cei care ne-au oferit un umor pe care să plângem, ne-au oferit un sfat fără să ne judece. Practic, am simțit că au fost niște trimiși de la Dumnezeu pentru noi. E foarte greu atunci când părinții pierd un copil, ne spune preotul Sorin. Durerea nu o poți stinge, dar poți măcar să fii acolo lângă ei. Poți să-i porți în rugăciune. Nu o putem înțelege, o înțelegi doar ferească Domnul trăindu-o și trecând prin ea. Dar ce putem face e să punem umărul, să fim acolo atât cât putem noi și prin prezență, pur și simplu, nu neapărat prin cuvânt, de cele mai multe ori orice cuvânt e deprisos, dar fiind acolo și făcând toate cele ce credința ne învață, inclusiv rugându-ne pentru ei și pentru ca Dumnezeu să-i întărească, să treacă mai departe, lucrurile devin din ce în ce mai bine și se acceptă starea și lucrurile devin bune în viața lor. După o pierdere atât de greu de dus, părinții s-au alinat cu David și au pus toată speranța în salvarea lui, nădăjduind în mila lui Dumnezeu și a Maicii Domnului. Chiar și după cele, 3 luni, când băiețelul părea să fie bine și să fi trecut principalele și marile hopuri de care se temeau toți, întotdeauna au fost foarte, foarte rezervați și nu ne-au prea dat multe de sperat. Noi am ales să sperăm și să credem că va fi bine, pentru că, sincer, nu știam cum am putea să trăim altfel, mai ales după ce fetița a murit. Ne-am pus absolut toată speranța și toată voința, totul în băiețel. Pur și simplu nu concepeam că ar putea să fie rău. Ne rugam, speram și am avut cumva așa o credință de nestrămutat că va fi bine. Pentru că nu ne puteam imagina cum ar fi să nu fie bine și pentru el. A fost o pierdere foarte mare cu Emma și dacă n-ar mai fi fost nici David, nu știu sincer cum am fi trecut peste asta. Probabil că am fi trecut cu ajutorul lui Dumnezeu, dar n-ar fi fost ușor. El a fost cel care ne-a dat putere, gândindu-ne la cum va fi, că va fi bine și cum va fi viața cu el alături. Pe părinții lui David, experiența aceasta i-a reconectat la viața duhovnicească. Ne-am gândit la asta de multe ori. Când treci prin asemenea clipe, încerci să-ți găsești o justificare, să te gândești de ce ți s-a întâmplat ție, dacă nu de ce ți s-a întâmplat ție, de ce li s-a întâmplat lor, care sunt mici și nevinovați, de ce trebuie să sufere ei, pentru ce, pentru cine, cum, care e economia dumnezească de la mijloc. Dar cert este că v-a întors. Cert este că ne-a întors și ne-a apropiat foarte mult de Dumnezeu, da. Mai ales în cele 4 luni, dar și după, în cele 4 luni, pentru că era o perioadă foarte incertă, mai ales după ce fetița n-a mai fost printre noi, ne-am concentrat toate eforturile și toată grija către băiețel, dar văzând ce se poate întâmpla, am trăit cu o frică foarte, foarte mare.
fiecare oră, fiecare minut, fiecare clipă. De fiecare dată când mergea soția să-i viziteze și, să-l viziteze și nu putea să intre, ne gândeam la tot ce putea fi mai rău. Sau când a mai avut o infecție, a avut și el multe, multe probleme până a reușit să iasă din incubator și de la terapie intensivă neonatală. Și da, au fost multe clipe dificile în care am pus la îndoială. Multe lucruri. Credința nu, dar multe lucruri le-am pus la îndoială atunci. Cu alte cuvinte, sunteți alții după această întâmplare, în ceea ce privește relația cu Dumnezeu. Da, suntem alții. Oricum, nu puteam să rămânem la fel după așa ceva. Și-au pus nădejdea în Maica Domnului. Multe rugăciuni au îndreptat către ea. De micuța Emma Elena își vor aminti mereu cu durere. Dar faptul că David este astăzi un copil sănătos în pofida tuturor complicațiilor medicale e pentru ei o mare consolare. E darul suprem pentru care vor fi veșnic recunoscători bunului Dumnezeu. Ne facem avion? Ne facem avion? Da, râde-te, râde-te. Hai. Chiar a fost o perioadă în care am plecat din București, am plecat de lângă ei, cu toate că eram zilnic aici și stăteam la poarta maternității, chiar dacă nu puteam să-i ajut cu nimic, stăteam acolo doar ca să fiu aproape de ei. Și am plecat la un moment dat la niște mănăstiri, așa, cumva dus de vreo mână divină, probabil. Și m-am rugat eu în legea mea, singur. Chiar nu mai era nimeni pe acolo. Am fost la mănăstirea Hadâmbu de la Iași. Avem o iconiță de cu Maica Domnului de la mănăstirea Hadâmbu, care cumva a ajuns la soție în maternitate. Îi mai puneam iconițe, mai puneam chestii prin pachetele și mi-a zis ea la un moment dat, băi, ce-ar fi să mergi acolo? Că uite, iconița asta am băgat-o, am ascuns-o sub salteluța din incubator. Am băgat mâna acolo și am pus iconița acolo. Du-te 2-3 zile până acolo și pune rugăciune acolo, pune un cuvânt bun acolo, că poate. Și întâmplător sau nu, 2-3 zile, fetița care era într-un stadiu terminal și cedase aproape tot în ea și acumulase foarte multă apă în organism, nu mai funcționa mai nimic din ea, din sărăcuța, 2-3 zile și a revenit aproape complet. Și am rămas eu cel puțin cu semnul de întrebare, măi, poate dacă am fi fost mai stăruitori, mai credincioși, mai puri, mai nu știu, sau am fi insistat mai mult și am fi plecat genunchii mai mult, poate că ar fi avut o șansă. Nu o să știm niciodată dacă a fost o coincidență sau nu, cele 3 zile, dar au fost în același timp, atunci când am stăruit noi cu rugăciunea cel mai mult, atunci s-a produs o mică minune pentru ea, care ne-a dat speranță. În ce privește pe Dumnezeu și relația noastră cu Dumnezeu și așteptăm de la El bucuria doar aici, să ne fie bine, să ne fie confortabil, să fim sănătoși. Și e firesc, nu e nimic de condamnat în asta. Însă, ceea ce Biserica mărturisește și credința noastră mărturisește e că, dincolo de lumea aceasta, ne așteaptă adevărata bucurie și adevărata fericire în Împărăția lui Dumnezeu. Și orică plecăm micuți, prematuri, orică plecăm bătrâni, încărcați de zile, fericirea e aceeași, bucuria e aceeași a sufletului în Împărăția lui Dumnezeu. Și credem și mărturisim, așa ne spune Hristos, că dacă nu ne vom naște din apă și din Duh, nu vom intra în Împărăția lui Dumnezeu. Or, cred cu tărie că micuța ei, Emma, este în Împărăția lui Dumnezeu și veghează asupra frățiorului ei și asupra întregii familii. Și dai așa din coarne? Dar poporul cum face? Cum e viața cu el alături? E un copilaș extraordinar cu niște ochi extrem de expresivi și de frumoși. Ce simțiți atunci când îl priviți? E lumina ochilor pentru noi. Când îl văd cum zâmbește și cum mă privește, mai ales atunci când e fericit, dar și când îl doare ceva și vine în brațele mele, totul se topește în jur. Nu mai există niciun fel de altă problemă, niciun fel de alt gând, nici... Și... E o fericire așa, o fericire și mulțumire pură și mi-aduc aminte de Maica Domnului de fiecare dată când îl văd așa, pentru că la ea ne-a rugat cel mai mult și în puterea ei ne-am pus cam toate speranțele și tot ei mulțumim de fiecare dată când îl vedem că e sănătos și că aleargă și că fuge și că îl admiră toată lumea. Mai ales că e sănătos, pentru că șansele ca el să fi fost sănătos fără niciun fel de problemă sunt una la foarte, foarte multe miliarde. Cei care îl văd astăzi pe David Constantin și nu îi cunosc povestea, nu l-ar deosebi cu nimic față de alt copil de vârsta lui.
Suntem creați după chipul și asemănarea lui Dumnezeu. Suntem cu toții fii ai divinității. Iar asta, indiferent dacă la naștere cântărim 3500 de grame sau nu cu mult peste 500 de grame. Acolo unde este viață, este Dumnezeu. Noi trebuie doar să conștientizăm acest dar și să-l protejăm din prima secundă, de la concepție.